Pomul vieții a înflorit în incinta Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală a Moldovei, odată cu vernisarea scoarțelor de Kamenka, un adevărat tezaur țesut în localitățile raionului Kamenka. Sunt incluse mai multe țesături, scoarțe, chilimuri, păretare. Ornamentele preferate de țesătoare sunt pomul, floarea în glastră, laleaua, bradul, greblița, pieptenile de țesut, crucea. Tehnici diferite de țesut, culori vii în contrast, adesea cu fondalul negru, a idoma unui sol fertil. Este o mare sărbătoare aici la Chișinău, fiindcă se găzduiește scoarța de Kamenka, rai de pomi și flori. Această denumire extraordinară îi aparține doamnei Varvara Buzilă, etnologul care a descifrat acele scoarțe de Kamenka și care a văzut că fiecare pom are câte un buton sau câte o floare. Este, dacă vreți, un rai pe care femeile l-au făcut cu mâinile lor și cu dragostea lor de lume și de continuitate în această lume. De aici și denumirea, de fapt, a expoziției, pentru că în tradiția noastră, de cele mai multe ori, oamenii știu de pomul vieții doar cel de la mormântare. De fapt, trebuie să ținem cont că și atunci când se naște un copil, părinții îi sădesc în sănătatea pruncului un copac care va deveni fratele copilului, un alter ego, zicem noi, și toată viața el va avea acest pom ca și cum ca o sursă a vieții lui, a puterii lui, și ulterior, când își încheia omul viața pe pământ, îi se tăia din respectivul pom o creangă mai mare din care făceam și se face și acum acest pom al vieții la înmormântări. Au rămas fragmente din obiceiurile noastre, dar uite, în scoarțele noastre, care au o memorie dincolo de toate veacurile și dincolo de toate întâmplările istoriei, s-a păstrat și imaginea acestui pom al raiului, pom al vieții fără de moarte și al vieții veșnicii tinereți. Aici este cu spice de grâu, cu germeni. Sigur, este una dintre scoarțele cele mai frumoase pe care le are muzeul nostru. Da, fiecare este individuală și fiecare este o lume aparte, dar asta este foarte specială. Observați, avem doi pomi de o parte și de alta, de tip iranian, vor spune cercetătorii, iar în centru avem un pom de pâine, pentru că pâinica noastră, cea de toate zilele, ne ține, ei ne rugăm în toată ziua, în mod simbolic, pâinea confundându-se cu imaginea lui Iisus Hristos. E o metaforă plastică în această imagine. Și uitați-vă câtă eleganță de culoare, câtă măestrie a utilizat țesătoarea ca să arate, uite, structura unei flori. Aici să meargă foarte atent cu firul încât să împletească, să melanjeze acest albastru cu galben, dar pe alături să mai pună și un pic de oranj, că oranjul este opusul acestui albastru în spectru nostru cromatic. După mine este o valoare foarte, foarte importantă într-o singură scoarță. Luați această scoarță și porniți-vă la capătul lumii cu ea, la orice expoziție internațională, unde fiice popor va veni cu o singură lucrare și nu o să greșiți deloc, arătând prin ea spiritul poporului nostru. Interesant că la noi pomul de pâine este încărcat cu spice, cu spice înflorite, cu toate culorile curcubeului și este pomul de pâine, da? Mai este în alte scoarțe? Nu, scoarța este de unicitate. Un singur exemplar și nu se va mai repeta niciodată. Deși motivul pomului, o să-l observați, diferă de la caz la caz, adică apare în altă și altă înfățișare. Dar așa cu spice,
e doar în această scoarță și nu am văzut nicăieri în altă parte, că avem și noi scoarțele noastre pe undeva prin alte muzee. Noi oricum urmărim imaginile. Ce este foarte important după noi? Că și acest design ne aparține nouă ca patrimoniu cultural imaterial. Pentru crearea lui au lucrat generații de femei, generații de țesătoare, dar și colective întregi. Este un bun cultural al nostru și este foarte important să îl transmitem mai departe generațiilor care vor prelua această moștenire. Alături este expusă o altă scoarță valoroasă de Podoima, floarea florilor, spicul grinilor. Încă o scoarță foarte veche, pare mi se sunt coloranți naturali. Cum obțineau acest violet? Este deosebit, probabil cu pomușoare, struguri. Acest violet are atât de multe nuanțe, numărați-le, că sunt vreo 5 la număr, dovadă că au fost vopsite lânele cu sfeclă roșie și cu alți coloranți pe care îi avea femeia în bătătura casei sau poate în pădurea din preajmă. Dar scoarța ca atare este foarte valoroasă, vă spun, din câteva considerente. Întâi de toate este asimetrică. Observați, e formată din două piese. Partea de jos a fost cusută la partea superioară. Dacă celelalte scoarțe sunt alcătuite din trei asemenea fășii, hai să le spunem așa, cusute împreună, aici doar din două. De ce? Aceasta e anexat sau stativele erau mai înguste și ei au cusut această... Exact. Partea au țesut-o aparte și au vrut să o potrivească întru totul. Aproape că le-a reușit. Dar culorile aici e sur, aici mai negru. De dovadă ce? Că lâna a fost vopsită în partide diferite, adică nu odată și nu cu același mordant, nu cu același colorant. Și unele fire și-au păstrat culoarea mai bine în timp, iar altele și-au pierdut această rezistență. Prin ce mai este valoroasă această scoarță? Observați motivul general, este asimetric. Toate celelalte motive ale pomului pe care le-am văzut noi, toate sunt construite simetric, iar acesta este asimetric. Dar este perfect gândit, încât nu știu dacă un student de la tapiserie ar putea să stilizeze și să reprezinte cu atâta claritate această compoziție. La mijloc, observați că compoziția florală conține două motive ale spicului stilizate, văzute în profil, doar începutul, ceea ce după mine este iarăși foarte, foarte interesant. Aici urzeala este și ea din păr de berbec, pentru că așa se făcea ca să fie cât mai rezistentă și a rezistat piesa mult mai mult decât toate celelalte. Cromatica este una superbă, pastelată, așa i-o conferă faptul că a fost vopsită lână cu aceste plante la început. Și chiar dacă pe aici colo s-a mai decolorat, oricum ea este absolut perfectă. Albastru, cât de puțin albastru a avut femeia. Albastru cel mai greu se obținea, era adus de peste mări și țări, este albastru de indigo, uitați-vă. Dar a ținut să pună niște accente abia vizibile, care conferă acestor compoziții o spectaculozitate aparte. Și la fel fie ce altă culoare, uite, acest nucăriu, acest cafeniu, foarte puțin și foarte bine dozat. Aici se observă foarte bine cum se țese scorțește sau această țesătură cu spărturi, cu găuri. Și aici se vede foarte bine. E un efect decorativ în ultimă instanță. Îmi pare foarte interesant că doamna Varvara Buzilă și-a consacrat toată viața studierii portului popular a ei și a scoarței. Când am filmat despre ie, se spunea că se coase ațește, acum se țese scorțește.
Foarte interesant termen, nu știu, nu i-am mai întâlnit nicăieri, decât în studiile etnografice ale doamnei Varvara Buzilă. Eu cred că acele cuvinte pe care le folosesc eu uneori, încercând să le aduc din uzul popular în circuitul acesta al mass media, este pentru că suntem la o emisiune care pune în valoare patrimoniul cultural imaterial, iar patrimoniul cultural imaterial este transmis prin cuvânt, verbal. Este tot ceea ce ține de oralitate. Și întotdeauna când am auzit în sate undeva o frază sau un cuvânt acolo născocit, specific pentru satul respectiv, mi-am dat seama că este o valoare. O valoare pentru că în acest mod se păstrează bogăția unei culturi. Iar dacă o fi să zicem despre consacrare, mie mi se pare că, de fapt, marea mea preocupare a fost pentru a face cunoscută cultura noastră tradițională. O cultură care dispare tot mai mult și mai mult. O cultură care ridică foarte multe întrebări în fața tinerilor. Vin, întreabă, vor să cunoască, vor să asimileze din mers, adică foarte repede, tot ceea ce înseamnă emblemă, tot ceea ce înseamnă simbol. Iar scoarțele noastre, pentru că despre ele vorbim acum, ne oferă atât de multe simboluri și atât de rezistente în timp, încât mi se pare că pot alcătui un fel de abecedar, dacă vreți, un fel de crestomație a imaginisticii noastre, a simbolisticii noastre și, bineînțeles, a culturii noastre tradiționale. Prin intermediul acestei expoziții, publicul este invitat să citească covoarele autohtone, asemenea unor cărți în care meșterițele își țeseau soarta cu bine, cu rele, cu bucurie și tristețe, cu năzuințe mari, cumpătare și bunătate. Anul trecut, așa cum țineți minte, tot în acest spațiu a fost etalată o frumoasă expoziție numită Tradiția scoarțelor de Căușeni. Observați, de la an la an încercăm să punem în valoare tradiția locală a acestor piese de patrimoniu. Ei, o să vă întrebați de ce tot timpul zicem scoarță și nu covor, așa cum mulți dintre dumneavoastră s-au deprins. Ei, tocmai de aceea că anume scoarța este cel mai vechi tip de covor de la noi și numele ei, scoarța, vine din latină, din scorța, și desemnează un tip de tehnică și în rezultat o piesă, o țesătură cu un caracter foarte specific. Uitați-vă la scoarța de aici, din preajma mea, ce linii așa foarte caligrafice au aceste motive, foarte subțiri, foarte ascuțite așa pe la capete. Se datorează aceste linii foarte frumoase tehnicii în chișcătură, îi spune lumea, sau în spărtură, ei mai zic în alte părți, sau pe furate și în alte centre de țesut. Acolo unde se produce la legarea unor lânițe de diferite culori, o spărtură, o găurică. Foarte repede, tipul acesta de țesătură a fost înlocuit cu altul, numit în bob, sau legat, acolo unde de un fir de urzeală se leagă mai multe fire de culori diferite. Bine, uitați-vă că prin această tradiție a scoarțelor de caminca readucem în circuit și vechile tehnici ale scoarței noastre. Când am înaintat în lista reprezentativă UNESCO Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității acest domeniu, exact așa și l-am numit, tehnici de realizare a scoarței
în România și Republica Moldova. De ce tehnicile? Tocmai că prin utilizarea anumitor tehnici obținem un anumit desen, de un anumit caracter, foarte elegant, dacă vreți, este acest desen atunci când utilizăm tehnicile de țesut ale scoarței. O să luați aminte că spațiul despre care discutăm noi ne-a oferit mai multe tipuri de motive. Dominante sunt cele arboricole sau vegetale, florale. Observați, cam toate țin de motivul bine dezvoltat al arborelui. Piese reprezintă tradiția țesutului din satele Podoima, Podoimița, Hrușca, Hrustovaia, Valea Adâncă. Scoarțele datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, începutul secolului 20. În cele mai multe scoarțe din Caminca sunt reprezentate tulpini înalte pe care sunt dezvoltate simetric crenguțe, frunze și flori. De stânga și de dreapta sunt flori văzute în profil sau în față, iar în vârful vârfului fructul. Întrebați-vă și dumneavoastră, cum ne întrebăm și noi, ce fruct o fi fiind în vârful acestui pom? Unul exotic, unul mitologic, pentru că toate aceste motive arboricole cobor din miturile noastre. De asta se și numește expoziția Rai de flori, Rai de pom. Atunci când țes femeile, ele aleg întotdeauna niște ozoare, spune lumea, uzoare, spun alții, sau motive, sau desene, care sunt foarte, foarte grăitoare. Niște motive cu multe semnificații. Și prin ele ne se transmit niște înțelesuri, o anumită filosofie. Aduceți-vă aminte de basmele noastre, când voinicul urcă pe mărul care face mere de aur, un pom cu vârful tocmai la torțele cerului și urcând pe el să prindă pasărea măiastră, ajunge pe tărâmul celălalt. Da, într-adevăr, aceste reprezentări arboricole, cum le spunem noi, acești pomi sunt, de fapt, pomul veșnicii tinereți și al vieții fără de moarte. Pomul care întreține eternitatea vieții umane. Sau este pomul raiului. Sau poate pomul mortului, așa cum ne-am deprins noi. Sau și mai drept o fi pomul vieții, cum se numește pretutindeni în spațiul nostru și se dăruiește la înmormântare ca fiind cel mai principal pom în care se îmbracă hainele decedatului și câte ceva din obiectele necesare pentru a continua viața dincolo de cea pământească. Alte motive pentru scoarța de Caminca sunt roțele de foc. Roțele de foc care sunt reprezentate
prin niște romburi, așa, cu raze pe la marginile lor. Este foarte greu să reprezinți, să zicem, rotungimea soarelui sau a stelelor prin tehnicile specifice țesutului nostru. Dar soarele și aceste roți de foc care sunt surorele lui, uite că întotdeauna le veți găsi țesute sub formă de romburi. De ce soarele? Pentru că soarele este începutul tuturor începuturilor, pentru că soarele este lumină, pentru că soarele este dominanta vieții noastre și vara când îl simțim foarte tare și ne trec sudorile și nu mai știm unde să ne ascundem de razele lui, omul nostru a știut să facă, să măsoare timpul, care este o categorie abstractă, este o categorie cosmică, a știut să o măsoare cu pasul de găină. Noi putem face lucrul acesta? Putem. Cel mai interesant că la fiecare scoarță este o planșetă, o planșetă cu descifrarea ornamentului. Nu știu pe cât de mare atenție acordă vizitatorii, dar cel mai interesant este ceea ce e scris acolo despre scoarță. Atât imaginea adusă la o schemă grafică, sigur și textul în română și în engleză, vin să introducă publicul în lumea aceasta a motivelor, văzute fiecare în parte, fiindcă sunt foarte vechi. De altfel, am putea să spunem că chiar arhaice. Ca exemplu, avem aici motivul crucii răscruciate. Pe aceste două scoarțe, motivul acestei cruci ține de crucea veche, prima cruce, cea care se reprezenta pe orizontală. Da? Observați, la capătul mare al fiecărui segment se mai produce încă o cruce și de aici numele ei de cruce răscruciată. Plus la toate, între elementele crucii mai vedeți încă două alte elemente care formează crucea Sfântului Ion. Da. Asta portocalie. Exact, da, da, da. Este acest semn al înmulțirii, cum îi mai spun astăzi copiii. De fapt, este văzută din altă perspectivă crucea Sfântului Ion. Și pe margine aici mai sunt și alte cruci încă. Da, parcă motivul crucii este amplificat în diferite forme și în diferite proporții. Ceea ce este foarte important pentru această zonă, să zicem, aici poți încă găsi vechi motive care din altă parte a teritoriului nostru au dispărut. Vreau să spun că această cruce, pare mi se-am văzut-o și pe unele biserici de ale noastre. Acum o vedem țesută pe scoarță. Este adevărat? Sigur că da. Pe care biserici? Pe vechile noastre biserici din secolul 15, 16, 17, 18, pe cele de lemn în special, dacă vă aduceți aminte, erau aceste cruci solare, le spunem noi, cruci cu raze, făcute de către fierar în fierărie. Dar de la 1812 încoace și chiar pe bisericile care acum se zidesc, o să observați că dominantă nu este această cruce care este a noastră în Neaușă, ci o să vedeți o cruce rusească. Țesătura cu motive de busuioc este deosebită, or busuiocul este planta noastră mitică, cu semnificație multiplă în imaginarul popular. Se consideră sacră și purtătoare de noroc. Este floarea dragostei și reprezintă legătura omului cu valorile spirituale. Această scoarță se numește floarea busuiocului. Aduceți-vă aminte cum arată în realitate o floare de busuioc. Cât un bob de mazăre, mai mic chiar, de culoare albă. Dar pentru că în obiceiurile noastre busuiocul este prezent absolut peste tot, uite că femeile treptat au dimensionat floarea până, uite, la un metru și ceva. Sigur că aceste sate de prin părțile Camincii au tras la turta lor acest motiv, pentru că, de fapt, acest motiv este specific localităților din dreapta Nistrului. Dar asta și este important, că ați văzut și alte motive.
specificul motivelor țesute în localitățile din dreapta Nistrului, mai fac parte răcușorii, păianjenul, morișca morilor de vânt, dar arată un pic altfel. Ele ușor, ușor au un alt aspect, destul de agreabil. Imprimanta pe care o fac sau specificul pe care îl conferă aceste sate se regăsește în bogăția de culori, întâi de toate. Covoarele numite chilim sunt răspândite în zone conlocuite și de ucraineni. De regulă, au urzeala din cânepă și sunt țesute cu lână. Scoarțele sunt țesute din 2 sau 3 lați, de dimensiuni specific 1,5 m x 2,5 m. De obicei, ambele tipuri de covoare sunt atârnate pe perete. Au un fundal negru și motive vegetale, stilizate geometric, plasate cu succesiune. Vechimea acestor țesături din raionul Kamianka a fost atestată în anul 1654 în descrierea călătoriei Patriarhului Macarie în Moldova. Se descria teritoriul locuințelor înfrumusețate cu covoare și pânze întinse de-a lungul pereților. Patrimoniul de covoare din Kamianka, de la Nistru, este valoros prin faptul că a completat tezaurul plasticii decorative a Republicii Moldova cu o tradiție locală expresivă din punct de vedere artistic. În prezent, oamenii locului păstrează aceste tipuri de covoare caracteristice prin forme decorative de dimensiuni mari, deosebite prin naturalețea realizării artistice, aproape de frumusețea plaiului în culorile verilor și toamnelor bogate din Moldova.